Ora 3, sunt trează de la ora 2:30, am dormit maxim o oră, hai să plecăm spre Barcelona. Sunt în lift, am trecut de security, mi-a dat domnul de la security spoiler după ce mi-a luat bagajul de parte și acum caut confuză poarta. Prietena mea mi-a zis, nu te duce la etaj și fix la etaj mă duc. Chiar dacă era ora 3 noaptea, eu m-am pus pe citit și deși începutul acestei cărți a fost foarte promițător, cartea nu a fost bună deloc, mi-am găsit și un Irish Coffee de care n-am mai băut de câțiva ani și am văzut cel mai frumos cer din viața mea. Mi-au și dat lacrimile, m-am și rugat, deci că eram în paradis. Nu-mi place aeroportul ăsta, e oribil, nu înțeleg nimica din el, nimic. Ce nervi am, nu știu dacă de la faptul că am dormit 2 ore sau se o idiotă, dar nu găsesc ieșirea măsii. Măcar am fost la baie, că de 3 ore îmi doream și mă simt, nu știu, blocată ca într-un film horror, într-un aeroport și tot ce vreau să plec. Venidos în Cardedeu. Cu ochelarii mei animal print cu umbrela săptată. Am avut pe tren, sau metrou sau ce a fost tren, un tip dubios care se uita la mine aproape tot drumul și m-a făcut să mă simt super inconfortabilă și vreau să zic că detest bărbații care fac chestia asta și se pun și așa lăbărța, se uită în continuu la tine, după aia m-am mutat și a venit altul. Bă, dar ce râme puteți fi, că oameni nu sunteți, ce râme. Scuzați fața, alta n-am. Prietenii mei s-au gândit că cea mai bună idee după ce mă iau din stația de tren este să mă duc la shopping. Asta după 2 ore de somn, după ce că și ploua. Partea bună a fost că am băut și eu un cappuccino, dar în rest, Doamne ferește! Vreau să știu dacă mi există persoane ca mine care nu sunt cu shoppingul. Adică prietenii mei s-au dus la shopping, suntem în locul ăsta foarte fain la Roca. Dar efectiv nu am răbdarea necesară să dacă intru într-un magazin într-un minut, gata, deja știu ce, dacă îmi place ceva, dacă nu-mi place și n-am răbdare că tot, nu știu, mi se pare că am listat atâta pe un obiect, pe chestii, îs bărbat, la chestia asta super bărbat și mă super plictisesc, recunosc și cam în punctul ăsta suntem și mă plouă și s-a dus tot bigudiul meu, am și dormit cu bigudiul să-mi stea toată ziua. Și ce poate să fie mai rău decât shopping după ora de somn? 2? Mic dejun, McDonald's. Am păcătuit din nou. Noapte bună la ora 2:50, pentru că sunt prea ruptă. Outfit-check. Am ajuns în sfârșit în Barcelona. După multe, multe ore, era deja după masă și ne-am decis să vedem doar de afară principalele obiective turistice. Am văzut Casa Mila și Casa Batlló, ambele proiectate de faimosul Gaudí, după care am ajuns și la impresionanta și maestuoasa Sagrada Familia, care este absolut minunată, mirifică, nu vă pot descrie în cuvinte ce am simțit. Și după cum e obiceiul, mi-am cumpărat și un pahar de shot în locul clasicilor magneți. Outfit check. Minunat. Foarte romantic. Piciorul sus, așa. Bravo. Ghiozdan Adidas. Pantalon ca lui Robbie. Am ajuns și la celebrul Hard Rock Cafe, știu că se găsește în o grămadă de locații din lume, dar cu lumea până acum n-am ajuns la nici unul și mi-a fost foarte mare bucuria, mai ales că au băgat și o piesă Taylor Swift, chiar când o pomeneam. This is la Hard Rock? Să spun că iubesc Barcelona, o iubesc. Ești de frumoasă. Când să ne găsim prietenii și noi găsim prietenele. Jură, hallelujah. Înainte să ne găsim prietenele, am dat și de acest magazin, de unde bineînțeles că am ieșit cu niște tricouri. Uitați că le-am găsit și pe fete și am aflat că am prins la Merced festivalul care îl sărbătorește pe Mare de Deu de la Merced, patronul, sfântul patron al Barcelonei. Și a fost absolut superb.
După ce ne-am bucurat din plin de artificii, ne-am îndreptat spre zona de port a Barcelonei. Uite, aia de acolo ce mai faină. Și astea sunt mișto. Doamne, superbe. Superb, efectiv. După ce am mâncat cel mai mic burger din viața mea, ne-am îndreptat spre casă rupți. Ne vedem data viitoare!